respectiv. Și cred că asta este o problemă și la Marseille. S-a spus, ei veneau de la 1 martie, nu mai pierduseră niciun meci. Da, dar n-avea cum instalase... să piardă la diferența asta. Da, dacă aveau un jucător indisponibil, dacă... Au avut. Eliminat am vrut să spun. Nu, n-au fost, ne-au lipsit oameni grei, adevărat, fără Ramica, era stâlpul apărării, fără Paie. Paie, și așa mai departe, nu, dar eliminat am vrut să spun. Dacă ar fi jucat în 10 oameni, poate... N-am avut condiții favorabile, n-am avut nici arbitrajul care să ne ajute, pentru că îți amintesc că dacă minutul 20 nu dai penalti la faza respectivă. Era 1-0, da. Intrarea lui Fabinho, care este ușor jenat de Amavi, arbitru de 11 metri. În Europa League, cu 3 zile înainte, arbitru din Israel îi dă cartonaș galben lui Florian Thauvin, care este faultat de un jucător de la Domžale, în care e un repriza a doua la 2-0. Da? 99 de arbitri din 100 dădeau 11 metri. El îi dă galben lui Thauvin, deși faultul este evident. Da? La 2-0 pentru tine, cu o echipă din Slovenia, de care sigur că arbitru nu auzise niciodată, acordă cartonaș galben pentru simulare atacantului cu 50.000 de oameni în tribună. Deci asta este o chestiune pe care oricât ți-ai rumega, oricât ai încercat să fii de onest, de modest, de autoironic, de cinstit, de cum vreți, nu ți-o poți explica. Deci nu există nicio explicație. Ăla, antrenorul de la Domžale, a spus clar după meci: domnilor, felicit echipa adversă, în viața mea n-am văzut o asemenea atmosferă. Acum, sigur, proștii noștri o să spună, dar câte meciuri a jucat ăla? E, ăla e un fel de antrenor cum este tipul de la Hoffenheim, ăla de la Domžale, tot așa, are 30 și ceva de ani, se spune despre el că va fi viitorul antrenor al naționalei Sloveniei, ceea ce sigur nu-i mare lucru. Slovenia nu e o mare națională, da? De la Naționala Slovenia o să ajungă în Bundesliga. Ăla e campionatul lor, da? Și atunci o să mai auziți vorbindu-se de el. Eu pun pariu că nenea ăla, băiețelul ăla, a văzut mai multe meciuri decât a văzut Flocea, de exemplu, care e la pensie. Deci nu vârsta este importantă. Ăla, după ce s-a terminat meciul, a spus atât: în viața mea n-am văzut o asemenea atmosferă la meci. Era normal, zice, să nu ieșim din asta. Da, echipa mea e o echipă mică, tânără, noi nu avem nicio pretenție, Dumnezeule, a fost un vacarm, zice. Deci așa a fost primită Domžale pe velodrom în Europa League. Într-adevăr, 50.000 de oameni, un vacarm tot meciul. Totuși nu l-ai scoate bazma curată, Radu, pe Garcia din toată povestea asta. Să ne aducem aminte că sunt lucruri pe care noi le-am discutat între noi, e adevărat. Și greu să-i dai dreptate unui antrenor care pierde cu 6-1 la Monaco după ce anul trecut pierduse cu 4-0 acolo și cu 5-1 acasă cu PSG. E greu să-i dai dreptate. Dar el a explicat în conferința de presă ca tot omul. A zis așa: doamne, sigur, a jucat cu 4 fundași centrali și cu 2 mijlocași recuperatori. Dar el a zis așa: am pus tot ce era mai înalt în echipă, pentru că știam că ăștia sunt buni la fazele fixe. Cum să iei gol în minutul 2, 1 și 11 secunde, când tu aveai 3 fundași centrali plus 2 mijlocași defensivi înalți care erau un careu la faza aia? Da. Da? Deci ce putea să facă un antrenor mai bine decât să pună 5 pălăi? Bun, Hubocean nu e așa de înalt, aici exagerez un pic, dar 4 pălăi, da? În care Doria, Rolando, Sertic și Luis Gustavo au toți peste 1,80. Atenție! Toți erau acolo. Și a venit Glic ăla, amărâtul ăla de Glic, ca la antrenament, marcând cu latul, ai văzut, nu s-a mișcat nimeni. Niciunul dintre jucătorii lui OM nu sare la faza respectivă. Organizarea defensivă, cred eu, ce că să facă? E problema care atrage cel mai mult în jos pe OM. Și ne aducem aminte că asta a fost și sezonul trecut, o discuție pe care am mai avut-o. Eu nu sunt specialist, nu cunosc campionatul Franței, dar am remarcat și eu, uitându-mă la câteva meciuri, că într-adevăr OM are probleme. Și mă gândesc că a fost campania asta de achiziții și, eu știu, poate ar fi fost posibil să... Eu știu, să mai aducă totuși ceva întărit, pentru că, evident, dacă nu se va schimba nimic... Sunt mulți fundași centrali, n-au reușit să scape de ei, să nu uităm că Fani și Bedimo sunt dați afară din lot. Fani e fundaș central, Bedimo a fost utilizat în pregătire și ca central, deși el e fundaș stânga. Sunt în vârstă amândoi, nu și-au găsit club, au salarii bune la OM, nu vor să plece. E plină echipa de fundaș central, pentru că așa fusese refăcute achizițiile cu un an înainte să vină noua conducere. N-au mai reușit să scape de ei, o să mai scape la anul când se mai termină niște contracte. N-ai ce să le faci dacă nu vor să plece. Și atunci au zis: de ce să tot aducem fundaș central? L-au adus pe Rami. Dar Rami, care știți că este concubinul Pamelei Anderson, nu știu dacă
ai informația. Pamela Anderson a fost pe velodrom cu Dom Jale. Aha. E o imagine frumoasă în tribune, cum stă ca o gospodină cu mâinile așa, se uită în larg, așa de zici că privește spre insulele Friul și spre Chateau d'If, când s-a accidentat bărbatul ei. Aha. Pe el l-a accidentat Ian Repas, jucătorul lui Caen, pe care Caen l-a menținut la Dom Jale în echipă, cu acordul lor, așadar, ca să joace împotriva lui OM, lucru iarăși fără precedent în fotbalul internațional. Adică tu transferi un jucător, Dane, dar îl mai lași încă două meciuri la echipa aia, numai ca să pui bețe în roate unui adversar din campionat. Bă, sigur că aveau dreptul ăsta, dar nimeni n-a făcut niciodată așa ceva. E ca și cum Paris Saint-Germain i-ar spune acum lui Mbappé, păi mai stai, dragă, două meciuri la Monaco. Uh-huh. Cu cine aveți, aveți la Nice. Da? După ce se reiau campionatele, pe data de 9 septembrie, sâmbătă după amiaza, de la ora 18, ora României, este Nice-Monaco, da? E bine, ăla-i derby. Monaco urăște mult mai mult pe Nice decât pe OM. Cum ar fi să-i zică PSG? Bă, ai semnat cu noi, băiete, pe 5 ani. Dar stai că te lăsăm la Monaco să le rup capul ălora de la Nice. Și Monaco să zică, știți, dar după aia avem un meci acasă, etapa următoare, ușor. N-ar putea să mai dea vreo 5. Ba da, cum să nu, vi-l lăsăm și la meciul ăla. Deci așa a făcut Con cu Ian Repas ăla, care l-a rupt pe Adil Rami. A căzut peste el, a fost faza aia, s-a ridicat Pamela, i-a înțeles imediat, săraca, că e grav. Da. Adil Rami nu s-a mai sculat. Interesant și un lucru, mă uitam la PSG cu Saint-Étienne, penaltiul primit de Cavani la 0-0. În afara careului. Deși, dar nu prea a fost penalti acolo, nu prea a fost fault. Adică dar erau foarte îngăduitori arbitrii. Evident, erau deja trecute aproape 20 de minute. Da, era deja devenea îngrijorător faptul că nu marcase PSG-ul. Sigur, eu și fac acest pariu cu toată lumea în acest sezon. Cred că Paris Saint-Germain, Juventus, stai că parcă mă mai gândisem la o echipă. Real Madrid a fost inspirat și n-am pus-o. Dovadă că între timp a dat kicks deja în etapa a doua cu Valencia. Bine, în condițiile în care lipsit Sergio Ramos din apărare, iar apărarea a fost oricum absolut genantă. Pe Valencia, dacă nu e egal la Asensio, e egal la până acum, că nu se termina meciul. Ea nu ieșau de pe teren cu victoria. Nu, astea două echipe. Deci Paris Saint-Germain și Juventus fac pariu că nu vor pierde niciun meci în tot campionatul și 38 de etape. Maximum 3 egaluri de căciulă. Dacă lumea zice că Juventus nu mai e ce a fost, că parcă s-a mai uzat, bă, deci câte etape sunt? 38, da? 35 de victorii minimum și 3 egaluri. Nu contează cu cine joacă, care-s condițiile, că a lipsit la aia toată echipa. Deci asta nu intră în calcule. Nu vor pierde niciun meci. Paris Saint-Germain la fel. Da? Deci Paris Saint-Germain pot să fac pariu, dacă vrei, de pe acum, Dane, începând din etapa viitoare, că acum se termină mercatul, avem pauza asta, vor juca vineri, 8 septembrie, la Metz. Uh-huh. Deci începând cu această partidă, nu vor marca sub 3 goluri cu nimeni până să termină campionatul. Deci suntem într-o eră, trebuie să recunoaștem, Dane, la care nu ne așteptam. Criza financiară din anii 2009, 2008-2009 și așa. Viitoarea criză financiară, anunțată deja de mari finanțiști americani. Cum să spun, ușor recul al fotbalului spectacol, al fotbalului pasiune, în detrimentul fotbalului industrie, fotbalului robotizat. Noi nu ne așteptam crizele echipelor, da? Pe multe țări probleme pentru foarte multe echipe, chiar dacă drepturile de televizare au tot crescut în marile campionate. Nimeni nu întrevedea acest boom. În momentul de față sunt vreo 10 echipe. Și spunea un analist financiar spaniol, dacă nu mă înșel, care nu are legătură cu fotbalul, dar care a analizat fenomenul, sunt 10 echipe în momentul de față, zicea el, în lume, care își pot permite orice jucător oricând. Și așa este. Deci, Manchester City e a 10-a dintre ele. Manchester City și permite pe Messi. Dacă vor, și este de acord Messi și vrea Barcelona, așa, mâine joacă acolo. Deci ei ar avea posibilitatea să-i achite, clauza, orice, da? Deci sunt 10 cluburi în lume care pot să cumpere oricând orice, fără ca bugetul lor să fie impactat la modul nu mai au motorină. Da? Deci aceste echipe fac ce vor, cine s-ar fi așteptat la așa ceva? În condițiile astea noi am zis că bă, fotbalul s-a schimbat prima dată decisiv atunci când de la 2 la 3 străini s-a trecut la puzderia asta și nu mai puteai să-i faci față. Astăzi sunt echipe care au un lot 18-19 străini. Bun, aia a fost deja o problemă pe care unii n-au mai putut să o
surmonteze, pentru că n-aveau mălaiul necesar. Altul era fotbalul când aveai doi străini, trei în echipă, când Marseille, Steaua Roșie, Belgrad, Steaua București, da? Sampdoria jucau finale de cupă europeană. Anii ei au trecut, sigur, între timp nu s-a mai putut juca așa, au venit ăștia cu mult bănet. Bă, dar cine s-ar fi gândit că se va ajunge la așa ceva? Deci să poți să dai Neymar, păi nu va fi nici al 10-lea transfer din toate timpurile în următorii, peste 10 ani. Da, la un moment dat zis, se va face transferul pe un miliard. Pe un miliard. Și atunci... Da. Deci aceste cluburi, atâta timp cât drepturile de televizare cresc, că aici ai problema, asta am tot spus-o, Dane, de 20 de ani o spun. Noi suntem cei care plătim pentru fotbal. Atâta timp cât abonamentele astea sunt în continuă creștere, cât oamenii plătesc în continuare pentru streaming video, pentru satelit, pentru cablu, pentru IPTV, pentru orice, consumul de fotbal, de sport în general crește și a tot crescut în toți anii ăștia, e clar că aceste transferuri vor fi tot mai mari. Deci da. Ce să mai pretinzi de la echipe care Radus, au uităm, astfel de nivel? Să nu uităm că trăim într-o lume în care a fost posibil meciul Mayweather cu McGregor. Da? Sigur, o cacealma absolut înfiorătoare. A trebuit să vedem meciul pentru a putea discuta în cunoștință de cauză, pentru că înainte erau doar speculații. Însă odată ce am văzut mascaradă. Meciul, absolut o mascaradă, pentru că s-a văzut eu am văzut două filmări. Una, meciul nu l-am văzut live, dormeam la ora aia, dar am văzut două înregistrări. M-am uitat întâi la o înregistrare în care imaginile au fost prezentate, eu știu, poate într-un ritm datorat unghiilor de filmare sau Dumnezeu știe de ce, în care părea un ritm alert și un show de interesant, dar apoi am văzut și o altă filmare din care parcă îți dădeai seama că asiști la o cum să zic, la o mascaradă de asta ieftină. Și reluările în măsura în care au fost eu știu, bine înțelese, au arătat cum McGregor era în multe situații total depășit de tehnica adversarului, care l-a iertat de fiecare dată. În primele runde nu a profitat, putea să-l facă knockout încă de la început. Înțelegerea însă, să l-a ținut, exact, da. L-a ținut încetul cu încetul capul în șoricel, l-a adormit și când i s-a dat voie probabil de prin runda 9, runde din 12, ok. Cam prin runda 9 a început el să-l, da, să-l bată, l-a bătut fără drept de apel. Dar eu cred că putea încă din prima rundă, am văzut lovituri când era total, nu se apăra deloc McGregor, n-avea garda ridicată, Mayweather îi dădea pumnul și în loc să-l lovească în bărbie, îl lovea în piept. Așa, sau sigur. Îl atingea cu mânușa, dar doar cu buretele, nici măcar nu-i se ducea capul în spate. Da, fost, nu, da. Evident, dar toată lumea spune că a fost o tărășenie aici, ca să te completez un pic, și eu dormeam la ora meciului, dar dormeam bine. Uh-huh. Meciul a fost sâmbătă spre duminică, aveam încă 25 ultima de meciuri noapte consecutive. Da, era ultima noapte, dar martori îmi sunt cei care mă mai citesc din când în când, cei 2-3 oameni care îmi sunt abonați pe Facebook, uh-huh, și am spus asta, corespunda cu cei care se pricep la campionatul Franței, chiar și cu cel care comenta la DigiSport. Și le-am explicat că nu am nicio pretenție. Înainte de meci, toți erau înflăcărați, toți credeau că... Am fost singurul care am spus, eu nu mă aștept la nimic, noi suntem mici și Monaco este mare. Da? Am spus-o exact ca Gigi când se duce în fața lui Isus la biserică. Deci eu n-am avut nicio speranță de la acest meci, pentru că îmi cunosc mai bine echipa decât oricine. Da? Și decât antrenor, și decât patron, și decât suporter, și decât comentatorii TV. Și eu n-am nicio pretenție. Da, cei care m-au cunoscut în aceste zile, sâmbătă, duminică, știu. Exact, acela, am fost foarte liniștit toată ziua. N-am nicio pretenție.